Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Vă rog să vă ridicați spre a citi trei versete din Sfânta Scriptură. 2 Timotei, capitolul 4, versetul 6 începe. Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună. Mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum așteaptă cununa neprihănire pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Amin. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Sunt pentru prima dată în adunarea aceasta și cu excepția familiei fratelui Costel, care m-a adus aici, și a lui Daniel Cârlan de acolo din spate, nu vă cunosc pe niciunul, dar Dumnezeu ne cunoaște pe toți. Amin. M-am uitat atent, nu cred că vă cunosc, am toată libertatea să predic și fratele mi-a dat toată libertatea să predic. S-a întâmplat că am venit la dumneavoastră și n-am putut să aleg un subiect de predică. Eu am mai predicat. Am spus, Doamne, să predic de acolo, să predic de acolo. Mi-a venit vremea să predic și l-am rugat pe Domnul să-mi dea călăuzire ca să vă spun ce vă trebuie dumneavoastră. Și Domnul să ne călăuzească pe toți prin Duhul Sfânt. M-am oprit totuși la versetul 6, în care Apostolul Pavel spunea de plecarea lui și pe final de viață, el, făcând o retrospectivă, spune: eu m-am luptat lupta cea bună. Comparând aici viața de pocăință cu o luptă pe care o duce credinciosul. Când vorbim de lupte, eu am vorbit de arme, de adversar și de tehnici de luptă. Că așa e războiul. Eu sunt lipit acolo de Ucraina și de când a început războiul, am fost mai multe ori acolo. Avem legături cu frați, ne vizităm. Și dacă dă Domnul, peste două zile plec înapoi acasă, am gătat vizita mea aici în America și abia aștept să plec acasă. Am venit cu ocazia, cu obligația unei căsătorii și apoi de acolo, de la Atlanta, frații m-au invitat o duminică la Chicago, una la Detroit. Și așa sunt la dumneavoastră. Domnul să vă binecuvinteze. Nu vreau să vorbesc astăzi despre arme. Armele de lovire și apărare pe care le dă neprihănirea. Am ales astăzi să vorbesc despre vrășmaș, despre adversar. Cu cine luptăm noi? În Efeseni, capitolul 6, versetul 12, spune: noi n-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva domniilor, stăpânirilor, împotriva căpetenilor, a duhurilor răutății care locuiesc în locurile cerești. Dar nici despre lupta împotriva duhurilor nu vreau să predic astăzi. Am ales un alt adversar care e accesibil minții noastre și îl putem înțelege. În Evrei, capitolul 12, versetul 4, spune așa: voi nu v-ați luptat încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Deci noi trebuie să luptăm împotriva păcatului. E adevărat că duhurile acelea ale răutății, duhurile demonice, au în firea noastră pământească un aliat teribil. Atâță firea noastră pământească să păcătuim. Dar azi mi-am propus să vorbesc în câteva cuvinte de lupta împotriva păcatului. Și încercăm să identificăm, așa când mi-arată Domnul, câteva păcate împotriva cărora trebuie să luptăm. Am ales păcatele care le săvârșim prin vorbirea noastră. Spune în Numeri, capitolul 12, versetul 11, se roagă Moise pentru Maria, sora sa, și spune: o păcătuit Maria și Aron, că s-au unit și au vorbit de rău pe Moise din pricina nevestei lui. Și mă întreb acum, păcatul ăsta al vorbirii de rău se mai practică la dumneavoastră? Cu gura noi putem să săvârșim multe păcate, de la bârfă și vorbiri de rău și jurăminte nebiblice
cuvinte porcoase, glume proaste, vorbe nechipzuite, minciuni. Astea sunt păcate care le putem săvârși prin vorbirea noastră. Dar Domnul Iisus spunea Matei că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor care le-a ieșit din gură. Doresc ca Duhul Domnului să ne cerceteze inimile. Acolo unde n-ajung cuvintele mele, să ajungă Duhul Sfânt. Și dacă suntem cumva vinovați, să ne pocăim. Că în 1 Petru 3 cu 10 spune, cine iubește viața și vrea să vadă zile bune, să-și înfrâneze limba de la rău și buzele de la cuvinte înșelătoare. Doamne, ajută-ne la aceasta! Aș mai sunt păcate, nu vorbim de păcatele cele mari, poate nu sunt la dumneavoastră. 1 Tesaloniceni 4 cu 3. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie. Fiecare să știe să stăpânească vasul în sfințenie, nu în aprinderea poftelor ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Aici subiectul ăsta e vast, e mult de vorbit. Dar nu vorbim despre asta. Sperăm să nu fie păcatul ăsta între voi. Că în 1 Tesaloniceni 5:23, Pavel spune că noi suntem o trinitate. Avem un duh, un suflet și un trup. Și s-ar putea ca păcatul curvie să se găsească la toate cele trei entități. Care-i curvia duhovnicească la nivel de duh? Întotdeauna în Vechiul Testament, când s-a vorbit de curvie la nivel de duh, s-a vorbit de idolatrie. Asta e idolatria. Și nu predicăm de idolatrie, numai o mică paranteză, Coloseni 3 cu 5. De aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia care este o închinare la idoli. Aici pun punct și nu intrăm în detalii. Și lăcomia este o închinare la idol. Curvia la nivel de suflet. Care e curvia la nivel de suflet, m-am gândit. Domnul Iisus spune așa, Matei 5:28. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești. Dar eu vă zic, oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. N-ar trebui să fim mai atenți un pic? Doamne, ajută-ne! Și apoi de la suflet, pentru că asta se naște, Iacob 1 cu 13 spune, nimeni să nu spună sunt ispitit de Dumnezeu. Că Dumnezeu nu poate fi ispitit să facă rău, El însăși nu ispitește pe nimeni. Ci fiecare e ispitit când e atras de pofta lui însăși și momit, pofta zămislește păcatul și păcatul odată înfăptuit aduce moartea. Deci la curvia sufletească, de la poftire, pentru că păcatul ăsta se naște în minte, credincioșia sau infidelitatea se consumă la nivelul minții. Spunea Maliahi, capitolul 2, versetul 15, băgați de seamă ca niciunul să nu fie necredincios în mintea lui, neveste din tinerețe. Că aici în minte și în poftele aceștia sufletești să zămislești de păcatul. Noi suntem oameni mari, când se zămislește un copil în burta mamei, nu se naște atunci, se naște după 9 luni. Tot așa e și păcatul. Pofta zămislește în tine dacă n-ai înțelepciunea și pocăința ca să îndepărtezi această poftire și zămislire, în momentul când ți se oferă prilejul să păcătuiești în trup, tu păcătuiești. Ești obișnuit cu păcatul. De unde? Din mintea ta, din poftirea ta. Dumnezeu să ne păzească și de păcatul ăsta. Aș vrea să vorbesc de câteva păcate în relaționarea noastră. Spune Iacov, capitolul 4, versetul 17, cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un... No, aici ne oprim un pic să stăm de vorbă. Sunt aici frați, surori care știu să facă bine? Nu spune că un bine. Putem spune și un bine.
Dar cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. Eu nu sunt visător de visă. Visez, dar nu pot spune că sunt visător de visă. Într-o noapte am avut un vis. Cunoșteam un frate bun, pocăit, trăiește, proroc, păstor, un om al Dumnezeu. Am misionat cu el de câteva ori. Și într-o noapte am un vis. Și pentru că am avut visul acela, m-am trezit, m-am gândit, m-am rugat, m-am culcat, am avut a doua oară același vis. Și atunci dimineața am pus mâna pe telefon și l-a sunat, nu-l cunoșteam încă foarte bine, și i-am spus, frate, am avut un vis despre dumitale. Se făcea că era judecata slujitorilor din Botoșani. Eu eram acolo ca un martor și un crainic o strigat să intre și o strigat un frate păstor de acolo. Cum a fost judecata, nu știu, nu mi s-a dat. Al doilea a spus să intre și l-a strigat pe fratele ăsta. Eu am devenit deodată foarte atent să văd cu ce-l judecă pe ăsta. Eu știam de om pocăit. Și crainic a spus pe, și nu-i spun numele, nu-l judecați pentru ce a făcut. Judecați-l pentru ce n-a făcut. M-am trezit. Când am pus mâna pe telefon, îmi spunea fratele, măi, eram singur acasă, toată ziua am plâns. Botezat cu Duhul Sfânt de la 14 ani, cu dar de prorocie, aveam peste 17 biserici de care răspundeam. Dar dacă mă întreabă și mă judecă Domnul pentru ce n-am făcut, sunt vinovat. Acum noi ne oprim. Cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. Ar avea Dumnezeu de ce să ne judece? Ce spuneți? Ne îndreptăm un pic viața noastră de pocăință? Vă întreb doar un lucru simplu. Îi bine să vii la adunare când e program de adunare? Să veniți? Întreb, că n-am fost niciodată, nici n-am vorbit cu ai Chloe să-mi spune cum e la voi. Îți îndemnați să vă împărtășesc gândurile acestea, care mi le-a arătat Domnul, le-am împărtășit cu alți frați, le-am mai discutat. Cum e cu prezența la adunare? Psalmul 84, cât de plăcute sunt locașurile tale. Vă plac locașurile? Aveți o adunare foarte frumoasă, ca și clădire. Psalmul 133, iată ce plăcut și dulce să locuiască frați împreună. Psalmul 122, mă bucur că mi se zice, haide-mi la casa Domnului. Psalmul 27:4, un lucru cer de la Domnul și îl doresc ferbinte. Aș vrea toată viața mea să locuiesc în casa Domnului, să mă bucur de frumusețea templului său. Și vă întreb acum, peste două zile, dacă mi-ajută Domnul, mă duc acasă. Când mi-e dor de casă, am aproape 3 săptămâni, nu, de când am venit. Poate nu ne mai vedem niciodată, știe Dumnezeu. Eu n-am dorință să vin în America, am venit în America așa, numai eu știu cum am ieșit de acasă. Că nu-mi doresc să vin în America. Dar poate vorbele mele vă vor face bine. Și iarăși întrebarea aceea, ostentativ, vă întreb mereu, cum stați cu prezența la adunare? Când aveți miercuri, când aveți vineri, duminică dimineața, duminică după amiază, vă plac locașurile Domnului? Vi se bucură inima când trebuie să veniți la adunare? Sau veniți ca o povară, ca o corvoadă? Mă duc, măcar unul să meargă să nu vadă, frață, că lipsim. Dar bucuria întâlnirii, dar prezența Duhului, dar lucrările Duhului care se manifestă între noi, dar mângâierea care ne-o dă Duhul, nu ne-ar trebui să o avem? Doamne, ajută-ne! Eu am o pricină de laudă și mă laud cu această pricină. Eu am lucrat 35 de ani mecanic locomotivă, șofer la tren. Și un coleg de-al meu mai mare ca mine, atunci era mecanic ajutor, un om rău din lume, s-a pocăit la adventiști, la sâmbătare. Și când făceam într-o noapte serviciu cu el, îmi spune, frate Dragoș, mulțumesc la Dumnezeu că în 10 ani n-am lipsit de la niciun sabat. Primul gând a fost așa, unul ironic, păi tu ești cu legea, mă, trebuie să vii sâmbătă la adunare. Dar eu dacă-s cu harul, vin când pot, vin când vreau.
Nu? Ei, omul ăsta m-a ambiționat într-un fel și cred că am mai mult de 10 ani, mult mai mult, de când n-am lipsit niciodată de la adunare. Bine, dacă acum nu sunt în România, sunt la voi. Dar nu exista să fie în sat la mine program de adunare și eu să stau acasă. Nu pot. Și când am fost bolnav și neputincios, m-a rugat Domnul, ajută-mă să ajung la adunare. Că vizitind o soră bătrână care nu mai putea veni la adunare, un frate o întreabă, soră, nu-ți pare rău că nu mai poți să vii la adunare? Ea a spus, nu, nu-mi pare rău. Eu cât am putut, n-am lipsit niciodată, am venit. Am mulțumire asta, cât am putut, am venit. Voi tot așa faceți? Și nu știu de ce îmi spune Domnul să vă spun lucrurile acestea. N-am o predică de la cap la coadă, pe puncte și sub puncte. L-a rugat pe Domnul să-mi spună lucrurile care vă trebuie vouă. Mai am o întâmplare. Venea odată un împărat de la luptă, Ahab, o ieșit biruitor. Venea cu generalii lui, cu călăreți în jurul lui, bucuros, cu câștigat. În șanț acolo un băiat, un tânăr, tot bătut și bandajat. Împărate, scapă-mă! Și îi spune, dar ce ai pățit, mă? Ce s-a întâmplat? Păi eram pe câmpul de luptă, a venit un tovarăș și mi-a dat un prizonier. A spus, răspuns pentru viața lui. Și pe când robul tău făcea câte ceva încoace și încolo, ăla a fugit. Și aha, îi spune, tu ți-ai rostit sentința. Eu tot am rămas la expresia, robul tău făcea câte ceva încoace și încolo. Oare ce făcea? Și eu știu ce făcea. Știți ce făcea? Ce faceți voi miercurea când nu veniți la adunare? Asta câte ceva pe acasă. Eu am locuit și locuiesc la țară. Toată viața am avut vai și vaci și cai și am lucrat pământul. Și mă duceam în graj, făceam treabă prin grădină, mai făceam pe la găini. Când mă uit la ceas, băi, am pierdut adunarea. Și a doua zi mă întreabă, frate Dragoș, nu te-am văzut aseară la adunare. Măi, am avut ceva de făcut pe acasă. Dacă mă întrebai sigur, nici nu știam ce. Nu așa face și voi miercurea? Și vinerea? Și duminică seara câteodată? Odată m-am... Un frate în vârstă, un om pocăit, spune, frate Dragoș, n-ai fost de mult pe la mine. Frate Gheorghiță, de 3 ori m-am pornit, dar n-am ajuns. Băi, dar cel mai aproape, până unde ai ajuns? Și eu mă gândesc și el mai pune o întrebare. Ai ieșit din ogradă, măcar? Așa se spune în Bucovina la noi. Eu zic, nu, apă nu te-ai pornit, numai te-ai gândit că dacă te porneai, poate ajungeai. Și eu... În urma acestei discuții am provocat adunarea duminică, fraților, porniți-vă joi seara la adunare. Vii de la servici, faci un duș, iei Biblia în mână și te pornești la adunare. Dacă n-ajungi, n-ajungi, dar porniți-vă. Voi vreți să vă porniți miercuri seara la adunare? Doamne ajută! O spus un frate din față. Frații mei, cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. Nu mai vorbesc de slujire, ați cântat foarte frumos. Foarte frumos. Slujirea trebuie făcută bine. Dar tu, 2 Timotei 4:5, fii treaz în toate aceste lucruri, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Noi avem o chemare. Suntem un mădular în trupul lui Hristos. Efeseni spuneam fratele înainte 4:16, prin ceea ce de fiecare încheietură trupul ăsta își primește creșterea și se zidește în dragoste. Care-i locul tău în adunare? Care-i chemarea ta în adunare? Împlinești bine slujba la care ești chemat? Și spune lui Arhip, spunea Pavel în Coloseni, împlinește-ți bine slujba, să ne cunoaștem slujba, să ne cunoaștem locul. Și să ne facem slujba cu responsabilitate. Doamne ajută-ne la asta. Să mai vorbim de un păcat care se poate întâmpla, nu știu dacă e la voi. Iacob capitolul 2 cu versetul 1 spune, frații mei, să nu țineți credința în Domnul Iisus cu căutare la fața omului. Și în versetul 9 spune că cine face așa, săvârșește un păcat. S-ar putea să fim ispitiți și de păcatul ăsta. Să avem frați
mai favorit, mai favorizat, să avem familii mai, care ne sunt mai dragi. Și acum că între frați și prieteni, știu asta, că am îmbătrânit pe băncile adunării. Știu că între frați și prieteni, dacă în prietenia asta și căutarea la fața omului ne face să nu fim cinstiți, e o problemă. E o problemă. Eu am primit o predică în 5 minute, mie mai dă Domnul așa predice, am scris, cred, câteva foi. N-am predicat-o nici în ziua de azi. Știți, nu știu de unde am primit-o, că eram o leacă supărat. Când a fost o căsătorie și fratele păstor spune, fraților, după amiază nu mai facem adunare, avem căsătorie, suntem angrenați acolo, dacă cineva vrea să viziteze bolnavi. Și a doua duminică e o căsătorie, alta, și spune, frate, după amiază avem adunare, noi nu anulăm adunare pentru nuntă. Eu m-am înniet. Când la botez trebuie să fac cu fapte vrednice, facem catecheză, o verificăm, și vine altul a cuiva și repede în apă. Și eu iar m-am supărat. Și am spus, măi, dar ăsta e un păcat. Și la alegeri îl favorizez pe unul. Și câte nu se întâmplă în adunările noastre, nu în adunările sfinților. Și atunci mă întreb, ăsta e un păcat. Și suntem ispitiți câteodată să săvârșim păcatul ăsta. Să nu ținem credința în Domnul Iisus Hristos cu căutare la fața omului. Dumnezeu să ne ajute să fim pocăiți. Mai scrie Apostolul Pavel ceva de încredințări în Romani, capitolul 14, versetul 23. Tot ce nu vine din încredințare este un... În Sfânta Scriptură întâlnim principii și încredințări. Principiile sunt legile lui Dumnezeu, enunțate clar, pe care nu le negociază cu niciun comitet din America sau din România. Încredințările sunt mai subtile, sunt mai greu de identificat, de perceput. Unul crede că o zi mai mare ca alta, pentru altul tot este la fel. Unul crede că nu-i bine să mănânci carne, altul mănâncă carne. Eu vin dintr-o biserică în care până nu de mult nu s-a cântat cu niciun fel de instrument. Dacă cântai din frunză de nuc, erai sancționat. Greu, greu, greu și cu mari restricții introdus câteva instrumente. Și în Bucovina încă sunt biserici pentecostale în care nu se cântă cu instrumentele. No, ce facem acum? Ce facem? Pavel rezolvă magistral problema asta când spune încredințarea care o ai, păstrează-o pentru tine. Știți care e problema noastră? Eu vreau ca încredințările noastre să le facem lege pentru toți. Și toți să țină ca așa cred eu. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Dar apar alte probleme. Unii de rușine săvârșesc un lucru împotriva încredințărilor. Vă dau un exemplu. La noi nu se fac zile onomastice. Noi nu avem torturi și lumânări și nu cântăm mulți ani trăiască, nu închinăm un pahar în cinstea soarte și așa mai departe. Ei, te afli la o zi din asta la un coleg și ăla vine și te servește. Eu n-aș mânca, că știu că nu-i bun, dar de rușine, da, să mănânc și eu, să nu mă fac de rușine. Și am mâncat, dar nu din încredințare. Știți că ăla-i păcat? Tot ce nu vine din încredințare e un păcat. Dumnezeu să ne dea înțelepciunea. Și mai scrie în Proverbe 14 cu 21. Cine disprețuiește pe fratele său, săvârșește un păcat. Frații mei, ispita asta e mare. Mare ispită. De unde e sursa asta de dispreț? S-au suit doi oameni la templu să se roage. Iisus a spus pilda aceasta împotriva unora care se încredeau în ei înșiși. Ăsta e sursa disprețului. Te încrezi în tine însuți, cine sunt eu, ce capabil, ce grozav. Și disprețuiesc pe altul când te compari cu altul mai slab. Când te compari cu altul mai slab. Eu acum am venit în America cu doi frați.
unul foarte slab și unul mult mai gras ca mine. Și i-am spus la ăla mai slab, eu nu mai merg cu tine în evangelizare. Că spun frații, era unul gras și unul slab, eu eram gras. Ei, de acum să merg cu tine, ca să fie tot unul gras și unul slab, dar eu am spus slabul. Depinde cu cine te compari, nu? Păi, când te compari cu un vameș, tu ești grozav. Dar compară-te cu unul mai bun. Și nu o să ai motive să disprețuiești. Că spune 1 Corinteni 11, sau disprețuiești biserica lui Dumnezeu. Și vrei să faci de rușine pe cei ce n-au nimic. Nu vorbesc de dispreț. De câte feluri este și ce putem disprețui. Pavel spune lui Timotei, nimeni să nu disprețuiască tinereța. Altul disprețuit pentru slujbă. Și multe, dar opresc aici. Mai am un verset. Din Efeseni capitolul 5, versetul 15, de aici voi împărtăși câteva cuvinte și apoi spun amin. Fratele, să știți că nu m-au limitat. Dar eu știu că americanii sunt cu rânduiala. Și eu m-am făcut prieten cu păstorii cu predicile scurte, nu cu cele lungi. 15. Luați seama, deci, să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Pe calea pocăinței ne trebuie multă înțelepciune. Eu am luat expresia aceasta, umblați cu băgare de seamă. În Ezra, capitolul 8, versetul 21, spune acolo la râul Ahav, am vestit un post de smerire ca Domnul să ne dea biruință în călătoria noastră. Era o călătorie, plecau robii la Ierusalim ca să rezidească templul. În versetul 29 din Ezra 8 spune, le-am zis, fiți cu ochii în patru. Asta înseamnă o atenție mare, o atenție sporită. Frații mei, pe calea pocăinței trebuie să fim foarte vigilenți, foarte atenți. Și de la expresia aceasta, fiți cu ochii în patru, eu am încercat să definesc patru domenii în care noi trebuie să fim foarte, foarte atenți. Succint așa, fără să intrăm în detalii, prezint domeniile acestea. Primul domeniu e relația noastră cu Dumnezeu. Că scrie în Romani 1 cu 20, în adevăr însușirile lui nevăzute, dumnezeirea lui și puterea lui veșnică se văd de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă. Să fim atenți întâi la cine e Dumnezeu, la Creatorul, Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. El e Dumnezeu. Vine Ezechiel 44 cu 5. Luați seama la poruncele lui, uitați-vă la intrările și ieșirile din templu. După ce văd cine e Dumnezeu, mă uit la voia lui Dumnezeu. Ce vrea Dumnezeu? Umblu cu băgare de seamă, îs atent la rânduierile lui Dumnezeu. Și apoi vine Hegai, capitolul 1, versetul 5, dar și versetul 7. Luați seama la căile voastre. Văd cine e Dumnezeu, văd care e pretenția lui Dumnezeu, să atent la astea, după aia mă uit la mine. Luați seama la căile voastre. Primul domeniu, relația mea cu Dumnezeu. Al doilea domeniu, relația mea cu biserica. La ce trebuie să mă uit cu băgare de seamă? Am un exemplu în Scriptură care îmi place foarte mult. Când un preot a judecat o femeie nenorocită, a judecat-o pe nedrept, dar și-a revenit. În 1 Samuel, capitolul 1, versetul 12, spune că Ana abia-și mișca buzele la rugăciune. Eli se uita cu băgare de seamă la gura ei. Știți ce îmi spune mie asta? Noi trebuie să fim atenți la nevoile fiecăruia. Atenți la nevoie. Copiii au nevoile lor. Tinerii le au pe a lor. Bătrânii, văduvele, familiști au nevoile lor. Suntem noi atenți la nevoile fiecăruia? El, așa cum era el, bătrânul Eli, s-a uitat în templu la fiecare cum se roagă. Mă uit la dumneavoastră, aveți o adunare așa, potrivit de mare. Să uite la fiecare cum se roagă. Ăla se roagă, că eu am văzut în adunările astea americane tineri care nu se roagă.
Am văzut care stau pe telefon și multe alte care nu-s bune. Și nu numai la voi, și la noi în România a intrat Duhul ăsta. Ei, dar eu sunt atent la fiecare, la ăla, la ăla, la nevoile lui. Sunt venit cu un frate mai în vârstă ca mine, mult mai în vârstă. El îmi spune, el e proroc, conducător de adunare. Spune, odată vine fata, spune, tati, că vreau să vorbesc ceva cu matale. Și spune, măi, acum am niște frați să rugăciune, las că vorbim după aceea. O pleca frații. O trecut vremea, vine, tăticu, vreau să vorbesc ceva cu matale. Eu mă duc la adunare că trebuie să încep serviciu. Lasă că mai vorbim noi. La care primește la amvon un bilet. Dacă nu ai timp de mine ca tată, te rog să vorbești cu mine ca păstor. Am probleme. Spune fratele Liviu Geniu, că despre el vorbesc acum, am luat biletul și am plâns după amvon. Nu mi-am făcut timp de copiii mei. Pentru că ea mergea la liceu, un băiat îi făcea curte și ea nu știa ce să facă. Unul a venit la tatăl său că n-are caiet la biologie. Du-te mai cu caietul, câte probleme am, mă doare capul de caietul tău. Asta e problema lui. În adunare ne uităm cu băgare de seamă la nevoia fiecăruia. Dumnezeu să ne ajute. Tot la relația cu biserica, Ieremia 48:10. Blestemat de cel care face cu nebăgare de seamă lucrarea Domnului. Eram la ordinarea unui păstor cu fratele Aurel Șortuț, cu fratele Virgil Neagu, primesc un bilet. Este normal să ai emoții la predică? Întreba un tânăr. Și sare fratele lângă mine, e normal, măi. E normal să ai emoții când predici. Că tu răspuns în fața oamenilor și în fața lui Dumnezeu. Și când nu mai ai emoții, nu mai ești căuta la mor. Da? Pentru că noi nu putem face cu nebăgare de seamă lucrarea Domnului. Dumnezeu să ne dea pricepere, frața. Și tot în relația cu biserica scrie în Evrei, capitolul 13, versetul 17. Versetul 7. Aduceți-vă aminte de mai mari voștri care v-au propovăduit cuvântul. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le, aici numite o rânduială. Eu gestionez în sat la mine, că nu sunt păstor principal, sunt împreună cu alt frat, bunicul meu a fost condamnat la Cernăuți pe 25 de ani, în luna februarie, bătut din post în post, pe gheață și pe zăpadă de sculț, s-a dus pentru că era pocăit. O făcut 4 ani și 8 luni, după care le-a venit înapoi acasă. Oamenii ăștia plini de Duhul Sfânt, mi-aduc aminte, erau predicatori, erau proroci, au așezat o rânduială. M-am uitat la sfârșitul felului lor de viețuire și am spus că-s demn de urmat. Când a murit primul presbiter de la noi, din sat, era bătrân, fratele Vasile Axinte, și el a fost la Cernăuți condamnat. O veni frate și spune, frate Vasile, ce ne mai spui? Mă, ce să vă spun, pocăiți-mă, țineți-mă pocăința. Și când sta de vorbă, o zâmbit deodată, a spus, no, eu mă duc, uite, vin îngerii ca să mă duc acasă. Și așa cu o față strălucitoare a plecat. Oamenii ăștia au lăsat în adunare niște rânduieli, au stabilit niște hotare. De ce rupem hotarele astea? De ce le mutăm? De ce lăsăm lumea să fie în adunare? Să fie lumea în casele și în familiile noastre? Când oamenii ăștia sunt demn de urmat, uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire. Când fratele Jean Axinte era în cameră și au venit frații să stea de vorbă cu el și spune, măi, eu trebuie să mă duc. Uite, vedeți tinerelul ăsta, de 2 zile mă așteaptă, dar acum mi-a spus că trebuie să plecăm. O pus capul pe pernă așa și a plecat în partea cealaltă. Oare cum voi muri eu? Oare cum vei muri tu? În momentul când nu respectăm rânduiala bisericii, când negociem ca la piață toate detaliile la o nuntă și la o slujbă și încercăm să lărgim hotarele pocăinței, Dumnezeu să ne ajute să fim pocăiți. Timpul trece. Relația cu Dumnezeu. Relația cu biserica. Relațiile de familie. Hai că nu mai predic mult. N-am fost niciodată. Suferiți-mă un pic. În Eclesiastul 7:13 spune așa. Luați seama. Cine poate să îndrepte ce-a făcut el strâmb?
Nu o să poate. Aici eu am numit-o așa mai subtil, îngăduință creștină sau toleranța deficiențelor. În sura de aproape 40 de ani, mult o șlefui nevasta la mine, mult. Numai ești cu eu știu. Probabil că și la voi în casă e tot așa. Dar și eu, la nevastă, mai avem multe lucruri de corectat. Numai că odată predicam într-o adunare mare și cine nu greșește în vorbire, îi om de săvârșit, dar nu sunt eu aceala. Și vorbind de relația asta, am spus, multe lucruri am îndreptat eu la nevastă, dar are naravuri, am folosit cu care cred că așa am să o îngrop. Dar o soră de acolo, voinic, o striga, poate te-a îngropat e pe tine, măi. Acum, dragii mei, îmbătrânim, nu știu pe care ne îngropăm, dar trebuie să practicăm îngăduința creștină. Coloseni 3:13. Îngăduiți-vă unul pe altul. Și dacă unul are o pricină și are să se plângă de altul, iertați-vă cum vă ierta și Dumnezeu în Iisus Hristos. Așa iertați-vă și voi. Avem de răbdat în familie? La Chicago am avut un studiu cu familie și am vorbit de familia sănătoasă în răbdare. Așa spune Tit 2. Sănătoși în credință, în dragoste, în răbdare. Și am spus, nimeni, eu nu m-am însurat ca să rabd. Să vii la mine un băiat și spui, măi, dar de ce te însori? Frate drag, vreau să rabd. Dar să vină o soră, cum îmi vor ele, fetele măritate, măi, dar de ce te măriți? Frate drag, vreau să rabd. L-aș trimite la psiholog, băi, du-te, că nu-i ceva cu tine. Nu, dar eu vă întreb, dar n-ați răbdat? De când v-ați căsătorit? Îi întreb pe frați de la cine? O să spun, oi, eu... Ei, ce facem acum? Ne îngăduim unul pe altul. Ne tolerăm deficiențele. Îndreptăm, șlefuim, corectăm. Sunt lucruri care nu se mai... Poate moștenire genetică, știu eu, caracterul se șlefuiește în primii ani copilărie, prin educație și autodisciplinare. Dar ce facem? De ce se înmulțesc divorțurile? De ce ajunge ăsta un flagel? Peste tot unde merg, aceeași întrebare. Frate Dragoș, cum e cu divorțul și recăsătoria? E un păcat, măi. Că la început nu a fost așa. Noi ne ducem la început. De unde a început pocăința? Cum de în ziua căsătoriei v-ați căsătorit din dragoste, cu flori, cu nuntă, cu felicitări? După o vreme trebuie să vină păstorul la voi acasă, că nu vă mai înțelegeți. De ce? Pentru că nu ne îngăduim. Nu ne teorem deloc. Domnul să ne dea pricepere. Tot în familie am mai pus eu un cuvânt. Gestionare responsabilă. Era odată o femeie, avea 10 bănuți. Măi, și-a pierdut unul din ei. Așa scrie cât Luca 15:8, nu? O pierdut un bănuț. Și dacă l-a pierdut, știi ce a făcut? O aprins lumina, o măturat prin casă și o căutat cu băgare de seamă bănuțul până l-a găsit. Eu am întâlnit odată, vine o soră, de fapt a fost o mărturisire telefonică, nu-i de aici, nu știți voi cine. Frate Dragoș, eu am pierdut încrederea în bărbatul meu și el e slujitor și mi-a dat 10 motive, uite de ce nu mai am încredere în el. Cum se trăiește în casă cu un bărbat în care n-ai încredere? Ce viață e asta? Cum se trăiește în casă cu o nevastă în care nu mai ai încredere? Măi nevastă, eu nu te mai cred. Asta e viață de pocăință? Acolo e familie creștină? Acolo e Hristos? Acolo e altar? Acolo e jertfă? Acolo e cântare? Când eu nu mai am încredere. Și câți bănuți nu se pierd în casele noastre, dar noi nu-i căutăm cu băgare de seamă. Ne întoarcem înapoi, aprindem lumina, facem curățenie, că se adună gunoaie. Facem curățenie și mă uit unde am pierdut bănuțul. Alții îți pierd compasiunea. Vezi câte o nevastă obosită cu cearcăne, care tot spală și face mâncare și el n-are nicio treabă. Sau ea le exploatează. Oameni care vin de pe șantier. Cunoșteam un păstor care îi spune, măi, dragul, și nu recheam ciment. Tot ziua am cărat ciment. Când l-am uitat acasă, nevastă spune, ia-le, mai ține-l, știu că eu m-am săturat. Dar el venea de pe 12 ore de șantier. Și vine la adunare și frații îmi spun mie, noi am chemat păstorul ăsta, nu mai de randament ca atunci când l-am chemat.
Și eu am vorbit frumos cu ei, politicos, și le-am spus, da, voi nu vi rușine la obraz. A chemat păstorul ăsta, țineți pe 12 ore pe șantier, că voi nu plătiți păstorul. Așa spune în Biblia, nu, când vine lupus, nu fugă. Și după 12 ore se pischelă, vreți să dea randament în adunare. Ia dați-i banii pe jumătate din urmă. O, oh, frate Dragoș, apoi dă-i, dă-i doctrina. Dacă s-a pierdut un bănuț în casă, haideți să gestionăm responsabil averea. Și mai este o băgare de seamă, eu am pus tot la nivel de familie. Odată un om avea un pai în ochi. Și a venit un prieten de-a lui și a spus, mă las să scot paiul. Dar el avea o bârnă. Și vine Domnul Iisus în Matei, capitolul 7, la versetul 3, spune, fățarnicule, uite-te cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău. Asta eu a spus că e bine să ne recunoaștem imperfecțiunea noastră. E bine să ne recunoaștem. Noi avem pretenții la partenerul de viață să fie așa, 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 îi fac încă mustrări că uite ce bine arată aceea, uite ăla cum e de, așa, dar tu ești așa cum vrei? Tu așa ești? Și povesteam că eram la o căsătorie, era o familie, el voinic, îi curgeau muști peste burtă, în jos, peste curea. Și ea, săraca femeie, nu știu, cred că era flămând, o pus vreo 4-5 sarmale, mânca, el îi spune așa foarte dulce la ureche, nu mânca așa că te îngrăși. Și ea la fel de cuminte, ca Abigail, îi spune la ureche, uite la tine cum arăt. Adică de ce să avem pretenții la celălalt când noi nu suntem așa? Uită-te cu băgare de seamă la tine, corectează deficiențele tale, uite-te la greșelile tale și apoi ai pretenții la celălalt. Asta la viața de familie. Tolerarea deficiențelor, gestionare responsabilă și recunoașterea propriilor slăbiciuni. Mai am un domeniu înainte de a spune amin. Relația noastră cu lucru, cu munca. Că dumneavoastră în America munciți, cred că mai mult, eu am ieșit la pensie de 11 ani, dar voi munciți mult. Am un fel de rud aici în America, când am mai fost odată cu, nu știu, 15 ani, și am vrut să mă întâlnesc. Și am sunat, o spune, oh, sorry, drag, eu nu știu engleză, dar eu dimineață lucrez. Nu-i nimic, noi ne întâlnim după amiază. Ah, vreau să spun că eu am două geaburi, lucrez și dimineață și după amiază. Și i-am spus să nu spui că noaptea dormi. Te rog frumos, dacă tot te-ai apucat de lucru, dă-i înainte și lucrează. Cum ne raportăm noi față de lucru? Cine nu îngrijește de-a lui, e mai rău ca un necredincios, e lepădat de credință. Dar cine se îngrijorează foarte mult, că în Luca 12 cu 27 spune, uite-te cu băgare de seamă cum cresc crinii. Ei nici nu torc, nici nu țes, dar vă spun că nici Solomon în toată splendoarea lui n-a fost îmbrăcat ca unul dintre ei. Deci noi, în relația asta, eliminăm îngrijorările. Dar muncim, muncim. Când Proverbii 6 cu 6 spune, leneșule, aleal, du-te la furnică, uită-te cu băgare de seamă și înțelepsește-te. Eu sunt de la țară. Și spuneam unuia, un mire mai leniș, știam eu că e mai leniș, la noi temelii la casă se turnau cu claca, se spunea. Adică un băiat se ridica, spunea, fraților, miercuri torn temelii, cine mă ajută? Și mergeam. Dar el nu prea venea la turnat. Când am fost la el, ne-am întâlnit, cred că de 10 oameni. Și am turnat beton de dimineață până seara, ni s-au lungit mâini cât căram cu roaba. El era frumușel, rotunjor, schimbat, umbla cu o sticlă de apă și cu un pahar, mă întreba, frate, dar mai vrei un pahar de apă? I-a spus, pune paharul acolo și pune mâna plopat. Și în ziua anunță am spus, hai să ne uităm la furnică. Mai zic, du-te, dă cu piciorul așa într-un mușuroi și dacă ai să vezi cu o furnică, doarme așa de amiază, eu te țin de mâncare toată viața. Eu încă n-am văzut. N-am văzut. Pentru că Biblia încurajează hărnicia. Deci noi trebuie să fim harnici, dar nu ne îngrijorăm, nici nu ne temem de ziua de mâine. Bucata noastră de pâine la Dumnezeu.
Odată mă sună o fată, stau de vorbă cu ea în diaspora și spune, frate Dragoș, am un serviciu bun, dar patronul se dă la mine, ce să fac? Că dacă refuz, mă dă afară. Refuză-l să te dea afară. Bucata ta de pâine nu-i la patron, nu-i la guvernul Austriei. Bucata de pâine la Dumnezeu. Că după Revoluție era o nevastă a unui preot ortodox, mama 13 copii. Și au venit să-i ia un reportaj. Și au spus, nu vă spărați, 13 copii cu dumneavoastră, 2, 15 ori 3, 45 de porții de mâncare. Cum asigurați aceste 45 de porți într-o zi? Dar femeia asta, femeie cu minte, o spus că nu vă spărați, dar noi nu stăm la masă până nu spunem Tatăl nostru. Și în Tatăl nostru scrie așa, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi. Nu vă gândiți că la mine în casă de 45 de ori se spune formula asta și nu ne-o dă Dumnezeu? Pâinea noastră la Dumnezeu, nu ne îngrijorăm, suntem harnici, nu ne îngrijorăm și avem o viziune de ansamblu. Că spune Eclesiastul capitolul 2, versetul 11, m-am uitat cu băgare de seamă la tot ce am făcut. Solomon a avut avere, a avut bogăție și la urmă am văzut că toate astea trec, deșertăciune și goană după vânt. Suntem harnici, muncim că avem familie, aveți și voi, am și eu, soție și copii, căsătoriți și mai mult necăsătoriți. Am responsabilitatea, dar într-o zi toate acestea vor pleca. Am mai povestit eu când am fost primat în America, am fost la într-o familie care avea o casă imensă. Rar am văzut. O casă cu 6 intrări, așa sub formă de piuliță. O curte cu fântână arteziene și omul ăla ne-a dus în casă și să-l lăuda. Am văzut că e lăudăros. Eu mi-am pus papuci la ușă, eram cu un frate, când am plecat la adunare n-am găsit papuci. Am spus, băi, de la voi în America se fură papuci, măi. Nu, frate, drag, vezi, pe acolo a intrat-o. Și în mândria lui, care mi-arăta, uite ce am mai, uite cum am, avea așa o punte de la un nivel pe altul, peste o boltă făcută. Și eu am spus, măi frate, dorm nici în România, nu dorm sub pod. Am și eu casă, nu numai tu. Știi care e diferența între casa mea și a ta? El, care frate Dragoș? Când o să arde tot pământul, de la tine o să ies un pic de fum mai mult ca de la mine. Oh, ce s-a supărat! Vreau să spun că aveau 6 copii, eu divorțat, nu mai putut împărți averea. Dar nu mai bine să fii pocăit lângă Domnul. Dar nu mai bine să trăiești în casă liniștit, să-ți vezi de treaba ta, să-ți vezi de pocăința ta. Lucrăm că trebuie să lucrăm. Dar toate astea sunt deșertăciune și goară după vânt. Va veni un cataclism cosmic care cerurile vor trece cu trosnite. Trupurile terestre vor topi de mare căldură. Pământul cu tot ce este pe el va arde. Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm un cer nou și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Doamne, ajută-ne să ajungem acolo. Am vrut să vorbesc puțin. Nu mai intrăm la metode de lupte. Împotriva cui luptăm noi? Împotriva păcatului. Atenție la vorbirea voastră. Atenție, păstrați-vă vasul în sfințenie, nu în aprinderea poftelor. Atenție în relațiile noastre. Atenție la păcatul omitere. Când știi să faci bine și nu faci, săvârșești un păcat. Atenție la fățărnicia asta, căutare la fața omului, la încredințările care le avem, la dispreț, la resentimente. 1 Ioan 2 cu 11, cine urăște pe fratele său, n-am mai mintit aceasta. Atenție că pe calea pocăinței trebuie să umblăm cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. N-am fost niciodată la voi, îmi sunteți dragi. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Nu știu dacă mai vin vreodată. Aș dori să ne întâlnim acolo unde ne-am pornit. Citeam o carte când pe fratele Vulbrand, că l-am cunoscut, am vorbit cu el. L-au arestat, el a strigat la Sabina. Sabina, ne întâlnim la poarta lui Beniamin. Și tăi securiști, unde-i asta? Unde-i poarta lui Beniamin? Ei știa unde. Acolo, la porțile celea, să ne întâlnim. Când va veni Domnul, să fiți voi toți, cu familiile voastre și cu cei dragi. Amin.